Salutare minunații mei! Înainte de a face bucate sau tot felul de chestii, o să ne prindem părul cu acest elastic. Bun, mi-am prins părul! Hei, prieteni, sunt Ana și astăzi am revenit la un nou vlog, iar astăzi noi împreună vom face bafe benzinene! Bun, deci vom avea nevoie de 3 ouă, 250 de grame de făină, praf de copt, vom avea nevoie și de sare, zahăr vanilinat, lapte. Am dat toată sarea pe masă. Topit. Da. Două boluri. Mixer. Mai întâi vom separa albușul de gălbenuș. Vom amesteca albușul cu mixerul, ar trebui să arate așa. După ce l-am amestecat, vom pune 250 de grame de făină peste gălbenuș, o linguriță de praf de copt, 3 pachete de zahăr vanilinat, 250 de mililitri de lapte, 100 de grame de unt, l-am topit ca să-mi fie mai ușor să-l amestec. Și acum amestecăm. După punem albușul în aluatul care s-a primit și amestecăm din nou. Aparatul de wafe belgiene este deja încălzit, așa pun aluatul și acum să vedem ce wafe belgiene o să ne iasă. Bafele belgiene sunt deja gata, am pus și banane și ornamente. Și cam atât a fost cu vlogul de astăzi, eu vă pup. Ne revedem data viitoare și nu uitați că vă las toate linkurile de la toate conturile mele de socializare în descriere. Pe data viitoare, pa!